O afacere de succes are mereu în spate o muncă asiduă pe tot parcursul anului. Un astfel de exemplu îl găsim în județul Argeș, acolo unde o inițiativă privată are la bază procesarea legumelor și a fructelor. Colega mea Elena Picu a stat de vorbă cu administratorul acestei afaceri, care dovedește, odată în plus, că afacerile care implică procesarea materiei prime asigură profitul scontat. Siropuri, compoturi, gemuri și dulcețuri, murături din ciuperci și legume, zacuscă de multe feluri, în total peste 150 de produse, fără conservanți sau coloranți, sunt oferite pofticioșilor care recunosc calitățile unui aliment sănătos. Credeți că gospodina care le pregătește folosind și mâna de lucru din zonă se oprește la atât? Ei bine, nu, pentru că are planul făcut. Să facem o secție de producție de 253 de metri, eu zic că e cam cea mai modernă din județul Argeș. Procesare de? Procesare de legume, fructe, da, siropuri, așa cum spuneam, cele 150. Am păstrat tradiția a face legumele pe jar, am păstrat tradiția a face tot ce vedeți dumneavoastră aici pe tuciuri, mai puțin fierberea la belmarii care o facem pe marmită. Totul se face manual. N-ar mai trebui niște utilaje, deci am mai vrea o atragere de fonduri, că suntem în zona montană, acum chiar ne străduim să facem și o cazare deasupra, adică oamenii să vină la noi să stea, să gătim cu ei, să vadă, să și facă dacă doresc produse sau pur și simplu să vină să facă o degustare și să vină să stea la noi în zona de munte, acolo unde chiar suntem în aer liber. Lista grijilor și a cerințelor este însă mai lungă, dacă ar fi să ne referim doar la cele de moment. O problemă mare ar fi intrarea pe lanțurile de magazine și acolo iar ne lovim de altceva, de taxă de raft, de plata produsului la 60 de zile, la 90 de zile. Noi cam ce facem este totul cu banul jos, să mă exprim așa în termeni populari, mai puțin forța de muncă care este de la lună la lună, adică ce produc luna asta se plătește pe 10, 12, 15 ale lunii următoare. Cam asta ar fi singura porțiune în care noi putem să ne ducem cu plata, cu prețul produsului. Restul, noi ce lucrăm pe stoc. Imaginați-vă că eu nu pot să fac dulceață de fragi în ianuarie, eu nu pot să fac dulceață de cireșe în februarie și atunci eu trebuie să ofer cu cei care lucrez. Avem câteva magazine cu care lucrăm atât în București cât și în Argeș, la Vitești, la Câmpul Lung. Noi trebuie să le oferim clienților noștri toată gama, tot timpul, adică livrez și în ianuarie și în februarie și în martie, că de fapt atunci produsele noastre se vând cel mai bine. Totul în contextul în care toate produsele sunt ținute în spații de depozitare igienice, cum ar fi o pivniță construită din piatră de munte, prevăzută cu rafturi din lemn și dotată cu echipamente care controlează temperatura, umiditatea, dar și ventilația în interior.